numesc Mihaela, am 53 de ani, sunt căsătorită și am doi copii, am doi băieți, unul de 25 și unul de 18. Ar fi trebuit să am 6 copii. Din păcate, în tinerețe nu am avut suficient înțelepciune și sfat. Nu am primit de la nimeni să-mi dau seama ce înseamnă și care sunt repercursiunile unui avort. Primul avort l-am făcut la 23 de ani, imediat după căsătorie. Eram studentă, făceam facultatea la Seral, lucram, stăteam împreună cu părinții mei. Cu soțul meu mă înțelegeam foarte bine, dar părinții mei nu se înțelegeau între ei, se certau. În casă era o atmosferă destul de tensionată și eu eram gravidă și m-am gândit la momentul respectiv cum să aduc un copil pe lume într-o asemenea casă. Soțul meu era nepregătit pentru a avea un copil. Era el un copil, avea 22 de ani, nu a zis de ce. I-am spus că o să mă duc să fac avort, el nu a zis nimic, nu s-a opus, m-a lăsat pe mine să decid. Mi-aduc aminte că chiar a avut la un moment dat un moment în care m-a luat în brațe și m-a săutat pe burtă. În 91, când am făcut primul avort, practic societatea era, femeile înnebuniseră, ca să zic așa, se făceau foarte multe avorturi. A fost, practic, atunci a fost un măcel. Deci cred că erau 30-40 de femei, dacă nu au fost și mai multe, care au făcut avort în ziua aia. Noi eram claie peste grămadă într-un salon în care așteptam să ne ducem să facem avort, iar din sala unde se făcea avort se auzeau țipete. Era ceva, era ce a fost ceva înfiorător. Și n-am știut până încoace, să zic, 10-12 ani, că copilul, indiferent de cât de mică este sarcina, este viu. Chiar am avut emoții că nu o să mai pot să mai rămân gravidă. Dar, în fine, Dumnezeu a rânduit și am rămas gravidă. La trei luni, când avea băiatul cel mare 3 luni, am rămas din nou gravidă. Și speriată de faptul că la cel mare nu a venit nimeni să mă ajute, nu m-a ajutat mama, nu m-a ajutat soacra, soțul lucra, pleca foarte mult de acasă, eu eram mai mult singură și am și născut foarte greu și m-a speriat ideea asta de a fi singură și atunci am decis să fac și al doilea avort. El n-a avut decât doi copii. El n-a avut mai mult de doi copii. Iar eu n-am fost suficient de puternică să-i spun, da, dar știi, eu vreau trei totuși. Și deja aveam o vârstă, aveam 36 de ani la ultimul avort și oricum după ultimul i-am spus că indiferent dacă se mai întâmplă vreodată, indiferent de vârstă, eu avort nu mai fac. La fiecare avort îmi găseam câte un motiv. Ba că sunt studentă și că fac și facultate și servici și n-am timp, ba că copilul cel mic e prea mic și o să fie greu, ba a treia oară că soțul meu era student și aveam și pe cel mare, avea vreo 3 ani și să nu-i fie prea greu, ba la ultimul că să nu fie prea mulți copii, adică de fiecare dată găseam un motiv. Nu.
Nu, nu contează. Sunt doar în mintea mea erau. Deci nu au nicio valoare acele motive. Acele motive nu au nicio valoare. Sunt vorbe în vânt, sunt niște baloane de săpun. Dacă ar fi să dau viața înapoi, n-aș mai repeta aceste greșeli, sub nicio formă. Deci este, după 53 de ani, singurul lucru care mi-l reproșez și de care îmi pare rău sunt avorturile. În rest, nu-mi pare rău de nimic. Deci eu nu mai pot să mai dau timp înapoi. Practic, eu am fost, cum se spune, în acea parabolă cu bolnavul de la Scălătoarea Viteza. Deci nu am avut om. Deci eu atunci nu am avut om. Și acum, la momentul ăsta, eu nu mai pot să fiu decât om pentru alții. E singurul lucru care pot să mai fac. Să fiu acel om care să le ajute pe aceste fete să conștientizeze gravitatea unui avort. Scap de o problemă acum, dar mai târziu, acel rău pe care tu l-ai făcut va veni peste tine, pentru că poate să fie ultima sarcină din viața ta. Deci poate să nu mai rămâi niciodată. Sau poate copilul ăla să fie un sfânt. Sau poate copilul ăla să fie un om care să facă un anumit bine societății. Să fie un om de știință sau poate să fie sprijinul tău la bătrânețe. Atunci când te simți constrânsă și când crezi că singura soluție este avortul, e bine să stai și să te mai gândești și să cauți oameni care te pot ajuta. Pentru că dacă Dumnezeu ți-a trimis acel copil, cu siguranță că îți va trimite și ajutor. Și ajutorul vine prin oameni.